Cazurile au fost descoperite în urma testării lunare a personalului. La nivelul Centrului de Îngrijire și Asistență Slatina, din totalul de 138 de teste efectuate pentru personalul care lucrează în acest serviciu, un număr de 28 de teste au fost pozitive. Conducerea căminului de bătrâni a dispus o serie de măsuri pentru a limita extinderea focarului. Se cheie activitățile în spațiile comune, mesele pentru beneficiari se acordă în fiecare cameră. Deja sunt spații stabilite pentru izolarea eventualelor persoane care vor fi depistate pozitiv din rândul beneficiarilor, sunt asigurate circuitele și echipamentele de protecție pentru protejarea personalului care lucrează cu acești beneficiari. Deocamdată, starea de sănătate a celor depistați pozitiv este bună. În cazul în care este nevoie să fie tratați în spital, la unitatea medicală din Caraca, locurile sunt aproape toate ocupate. În ultima perioadă, datorită creșterii mare a numărului de pacienți infectați COVID, în terapie intensivă nu mai avem locuri cam de o săptămână. De o săptămână, secția terapie intensivă este în permanență plină. În celelalte secții? În celelalte secții avem secții foarte pline și secții mai puțin solicitate. Secțiile solicitate sunt medicala, cardiologia, pneumologia, neurologia, chirurgia cam la 3/4, locuri libere pe pediatrie și pe obstetrică. Focarul de la Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina este al doilea care izbucnește în centrele din Olt după cel de la Spineni. Atunci au fost infectați aproape jumătate dintre angajați, dar și dintre cei asistați, însă doar câțiva au fost tratați în spital. Restul au fost îngrijiți în instituție sub coordonarea unui medic infecționist detașat de la Spitalul Județean de Urgență din Slatina.